21, traseul Chișinău-Leușeni, între localitățile Suruceni și Nimoreni. Un Volkswagen Touareg cu numere de înmatriculare ucrainești ar fi încercat o depășire, doar că s-a pomenit în față cu un Turan. Potrivit poliției, cele două mașini s-au ciocnit frontal după ce Volkswagenul înmatriculat în Ucraina a intrat cu viteză pe contrasens. Distanța dintre cele două mașini era atât de mică încât niciunul dintre șoferi nu a reușit să evite impactul. În consecință, Touaregul în care se aflau patru ucraineni a ajuns pe parapetul de pe marginea drumului. Domnișoară, nu știu, 20-22 de ani, blondă, era jos, stătea sub mașină. Când a fost pălitura, s-a deschis ușa și a căzut jos. Era un domn mort, l-am văzut, unul era pe barieră, l-a dat băieții, tot decedat. Din mașina asta la altă, i-a luat ambulanța, erau picioarele rupte, în stare gravă. În urma impactului, cuplul din Stăuceni din Turan s-a stins pe loc. Martorii spun că imediat după lovitură, fiul lor de numai un an și 9 luni ar fi coborât din mașină și a început să alerge pe carosabil. A fost pălitura, el a sărit jos, fugea pe mijlocul trăsei. Și primul băiet care s-a oprit mașina l-a luat drept la urgență și l-a dus. Băiețelul a fost ulterior internat la Spitalul pentru Copii Valentin Ignatenko. Comoție cerebrală de tip închis, contuzia oaselor abdominale și cutii toracice și contuzia țesuturilor moi în diferite zone ale corpului. La moment, copilul se află în secția de reanimare la terapie intensivă. Starea lui medicii o califică fiind gravă. Un vecin care spune că este și apropiat al familiei afirmă că tinerii se întorceau aseară de la Hâncești, unde locuiesc părinții femeii. Și au revenit, era distrus, schis, prieteni cu mătri, nici nu putem vorbi așa, trist, asta e, Doamne ferește. Cea de-a treia persoană decedată, un ucrainean în vârstă de 29 de ani, era pasager în cealaltă mașină. Alți trei bărbați originari din Zaporojie, Ucraina, au ajuns la spital cu multiple traumatisme. Ei nu au vrut să vorbească cu echipa ProTV. Medicii însă ne-au spus că ei nu-și amintesc nimic din cele întâmplate. Multiple traume la aparatul locomotor, picioare cu clavicula fracturată, este pregătit pentru operație. Astăzi la spital au venit și rudele celor trei ucraineni, care la fel au refuzat să apară în fața camerelor de luat vederi. Versiunea preliminară a poliției este că vinovat de producerea accidentului ar fi ucraineanul în vârstă de 29 de ani de la volanul Touaregului. El urmează să se aleagă cu un dosar penal.